periplul nostru cultural, am ajuns din nou la Muzeul Național al Literaturii Române, de această dată în strada Crățulescu, unde, întâmplător sau nu, am dat peste doi tineri actori care se pregăteau să-și pună în scenă un spectacol. O să vedem împreună despre ce este vorba și o să aflați lucruri interesante și în exclusivitate pentru emisiunea cu l-art. În continuare suntem la Muzeul Național al Literaturii Române, tot sus în mansarda dramaturgilor și ca așa se întâmplă, de obicei sunt norocos. Am dat peste doi tineri Uh, unul dintre ei a acceptat să stea de vorbă un pic cu noi, și o să vedem împreună despre ce este vorba. Bună ziua, și mulțumesc că ai acceptat să stăm de vorbă. Cum te numești, în primul rând? Bună ziua, Daniel Nițoi este numele meu. Și ce faceți aici, domnul Daniel Nițoi? Ca orice artist care termină o facultate, un master, se gândește la doctorat, își montează singur decorul, <laughs> își pregătește sala înainte de spectacol. Despre ce spectacol vorbim? Vorbim despre, despre spectacolul Amintieri din Livada cu Meri de George Arion. Un spectacol pe care am avut șansa să-l montez și care a avut spe, uh, premiera în această primăvară la Bruxelles. Interesant, de ce tocmai la Bruxelles? Uh, să fiu sincer, <laughs> chiar te rog, asta vreau, nu am nevoie. Pentru că în afara României suntem mai bine primiți decât la noi în țară. Din păcate. Da, uite, aici m-a întristat un pic și nu-mi nu da. place. Dar trecem peste. Hai să vorbim de spectacol, să vorbim de cine joacă și un pic din poveste. Uh, cine joacă? Uh, joacă doi uh, actori. Este vorba despre actorul Eugen Cristea și actrița uh, Cristina Deleanu, care fac niște roluri minunate în acest spectacol, care iar picăm în tristețe, care, din păcate, nu au șansa să fie atât în față cât ar trebui să fie și să ofere publicului uh, experiența pe care au dobândit-o în peste 40 de ani de carieră, țin o oră și un sfert spectatorii în mână foarte, foarte, foarte bine. Mă bucur pentru tine că vreau să-l salut cu ocazia asta pe maestru Eugen Cristea, din păcate dânsul deocamdată nu este aici cu noi, dar o să-l salute interlocutorul meu. E ultima dată când l-am văzut pe domnul Eugen Cristea jucând, a fost la Teatru Masca, într-un spectacol, în Romeo și Julieta. Exact, e dacă vă uitați bine acolo în figurație, eram și eu cu da cu spatele. Uite, vezi? Cum se leagă, apropo de cum se leagă lucrurile. Da, știi de ce mi-am avut aminte de Romeo și Julieta? Pentru că într-o ediție următoare a emisiunii cu o să am un interviu cu unul dintre actorii care a jucat în Romeo și Julieta. Aici dau în premieră un pic. Este vorba de Alex Floroiu. Da, ne cunoaștem, am jucat împreună și Zic eu că am rămas prieteni în continuare. Și o să se bucure foarte tare când o să te vadă și pe tine. Pe de altă parte, vreau să-ți urez ție baftă, vorbind acum din punct de vedere al regizorului, să ai la cât mai multe spectacole regizate și uh, vreau să îți mulc o promisiune. La următoarea premieră pe care o ai, Vreau să stăm de vorbă de la cap la coadă despre acel spectacol. Sigur, este un spectacol pe care îl pregătim acum, o nouă producție Performart, pentru că eu fac și produc sunt producătorul asociației Performart. Ca să dau din casă unul dintre, act dintre actorii care vor juca în noua producție, vor fi Silviu Biriș, Eugen Cristea, Tudorel Filimon și mă opresc aici. Vor fi și alte nume care sunt în plin plan media în momentul de față. Vreau să spun că acum mă bucur foarte tare că mi-a dat, mi dat la prima mână mie informațiile astea. Yes, aș putea să spun. Sunteți primul. Nici măcar cei pe care i-am distribuit în spectacol, care sunt uh, actorii Fideli ai Asociației Culturale Perform Art, nu știu că vor juca. Adică, cu atât mai mult, e și mai bine. Dani, îți mulțumesc mult de tot pentru și baftă în seara asta la spectacol și ne auzim cu proximă ocazie când sunteți gata cu următorul spectacol. Doamne ajută să ne vedem sănătăți. Un nume important al științei românești a dorit să stea de vorbă cu noi și să ne spună părerea dumneiei despre ce se întâmplă în momentul de față cu tinerii actori și cu cultura în general. Ce mai faceți în primul rând? uite sunt la o repetiție, îl așteptăm pe Virgil Ogașanu și pe Paula Niculiță și pe Diana Mihailopol. Repetăm uh, un text al lui Marin Sorescu mai puțin uh, cunoscut și suntem uh, încântați că suntem prinși în proiectul ăsta. În luna asta noi mai avem uh, Adică eu cu studenții și cu Diana Mihailopol am făcut povestea Elisabetei Rizia, scrisă de Irina Nicolau. Festivalul ăsta al capitalilor națiunilor europene, centenare, mă face să cred că nimic nu-i pierdut. Mă bucur că profesorul Cristescu. Uh, din prima secundă când a fost directorul acestui muzeu face lucrurile ca în vremurile în care am crescut și, uh, uh, adică spun asta ceva bine despre cultura românească și uh, totul este de o eleganță și de, cum e și casa, că e casa m Cortat cum e și casa, așa e și proiectul, și merge extraordinar de bine, uh, aici e un loc unde foarte mulți actori cântăreți își pot, se pot exprima și pot să-și facă spectacol sufletești, cum ar veni. Nu e un loc cu șușe, nu e un loc cu lucruri mărunte, e un loc cu lucruri importante. Uh, și în general lumea este vine buluc, s-a format un public al uh, spectacolelor muzeului. Uh, săptămâna trecută a fost Maia Morgenstern cu uh, muzică idiș și cu uh, poezie idiș și am fost foarte impresionată de spectacol, pentru că totuși uh, sunt spectacole rapide. Care se fac într-o lună, nu se fac ca la teatru așezat. Și am fost foarte, foarte impresionată de spectacolul ei. Îți vine să faci proiecte. În afară de Festivalul Capitalului Național Centenare, despre Festivalul Strada de Carte, ce ne puteți spune? Păi, Festivalul Strada de Carte nu e chiar la început. La fiecare, de fiecare dată îți lasă gura apă și ai vrea să furi cărțile pentru că nu poți să le cumperi pe toate și eu am cumpărat uite-te, un vraf de cărți acum faptul că cineva se gândește în vremea asta când nimeni nu mai nu mai nu mai e sportivul, nu e numai un sport uh, plăcut și uh, dorit uh, cititul. Uh, faptul că cineva face festivalul ăsta, și eu sunt convinsă că toți copiii din zodia asta, din copiii Z, cum li se spune, ori să ajungă să înțeleagă, Că mușchiul ăla care se numește creier nu se dezvoltă și nu e sănătos decât dacă citești. Vreau să vă mai întreb ceva apropo de, de carte. Sunteți artist, sunteți actor și sunteți unul dintre actorii mari ai românești. Mulțumesc. Credeți că în ziua de astăzi mai citește cineva poezie? Da. Da, să știți că da, o, numai că poezia, cum spunea Nikita, nu ți-o ia nimeni și e ceva intim al tău și oamenii chiar dacă disprețuiești și sunt cinici și trăiesc fără iubire și uh, așa mai departe, vorbesc de tineret pe care eu îl uh, eu admir că trăiește într-o vreme atât de grea și atât de complicată eu, de pildă, am trăit într-o vreme frumoasă și în care eram foarte uh, dorlătată, eram foarte protejată. pe când ei nu sunt protejați deloc, sunt în groapa cu lei, uh, trebuie să se descurce și aș dori să... Toată lumea să-și dea mâinile și să îi vadă în sfârșit cum sunt, și să nu-și trăiască viața numai că trebuie să-și o trăiască, să fie și fericiți că o trăiesc. Sigur că. Uh, poezia este foarte căutată, pentru că toată lumea se îndrăgostește, toată lumea suferă, toată lumea plânge, toată lumea se bucură când vine primăvara sau cumpără o floare și atunci, fără volens, nolens, ajungi la poezie. Eu sunt convinsă, în jurul meu sunt uh, studenții mei, care, actorii tineri, uh, fica mea, care fica mea scrie poezie, uite, scoate nu știu câte carte. Și poezie bună. Am o prietenă, e om de știință și cred că a scos patru volume cu cuantica iubirii, cu, cu uh, adună uh, știință și uh, dragoste, uh, sentimente și uh, lucruri tehnice, le adună și le dă oamenilor care să știți că au o reîntoarcere spre poezie extraordinară. Vorbesc despre Gabriela Aronovici care a scos toate cărțile astea cu cuantica iubirii. La festivalul Strada de Carte sunt foarte multe lansări de carte, apropo de poezie. Foarte multe, foarte, foarte multe și majoritatea de poezie, așa este. Vreau să vă mai întreb altceva, din punctul nostru de vedere, ce i-ați recomanda bucureșteanului, pentru că vorbim de București TV și de o emisiune care se difuzează acolo, ce i-ați recomanda bucureșteanului să vadă, să pună mâna, să pipăie, să miroasă? Să meargă la Muzeul Țăranului Român, dar e un loc care îmbrățișează omul când intră acolo. Și ultima dată, cred că am văzut uh, uh, cu dragoste Vincent uh, filmul despre Van Gogh făcut de acea poloneză. Uh, Mi-a plăcut că l-am văzut acolo. Și să știți că sala era plină cu oameni tineri, foarte marcați de acest film, care e cu totul special și care atinge, în primul rând, iubirea. Ei trăiesc fără iubire. Tineretul de astăzi, pentru că nici nu li s-a dat. Gândiți-vă că acești copii cresc. Cu televizor, cu tabletă, cu uh, calculator, îi lași acolo pentru că tu ai treabă. Ei cresc așa, cresc însingurați și, pe urmă, când cresc mari, când ajung mari, ești supărat că e singuratic și că nu citește. Dar nimeni nu-l nu mângâie, nu-i dă cartea. Eu țin minte că mi se povestea, ni se spunea, ni se, eram tentați în fel și chip cu cărțile, cu autorii, cu uh, dialog la distanță, uh, uh, tot timpul se cerea să știi, să răspunzi la întrebări. Și lor nu li se cere nimic și nu îi protejează nimeni și la, la un moment dat lumea e supărată că ei nu sunt așa ca într-un model de carton. Eu cred că și generația tânără trebuie să se uite spre asta, în vârstă, ca spre niște copii care au crescut, dar tot copii sunt, când suferă, când le lipsește ceva, când nu sunt iubiți, când sunt părăsiți, când sunt însingurați. Și cei, mai ales cei în vârstă, trebuie să se uite spre ei și să le dea tot ce trebuie să le dea, pentru că păcatul cred că aici este că li s-a dat foarte puțin și li se dă foarte puțin. Eu, când eram la vârsta lor, simțeam că sunt dorită în societate, cu meseria, mi se spunea că am talent, se aștepta foarte mult de la mine. Astăzi ei sunt. Ei trebuie să-și facă loc singuri. E patetic. E patetic. Din păcate, nu pot să nu fiu în asentiment cu dumneavoastră și să, să vă spun că aveți dreptate. O singură întrebare mai am, că tot am vorbit de generația tânără. Credeți că în generația tânără, și nu vorbim doar de actori, vorbim în general de tot ce înseamnă artist? Și artist știm ce înseamnă. Credeți că în generația tânără există acum vârfuri de lance? Sigur că da. O, da, sigur că da. Dar există la tot pasul, atâta tot, că vremurile sunt grele, sunt treci, sunt cinice și sunt uh, răutăcioase. Sunt niște vremuri răutăcioase. Nu se poate să asculți și să auzi în fiecare secundă că oamenii uh, se ceartă și se. Uh, înjură și se coboară și așa mai departe și copiii să nu se uh, îmbolnăvească și ei de asta greșala este că toți greșim din păcate așa este vă mulțumesc foarte mult eu vă mulțumesc, sper că n-am spus prostii nu, niciun caz, vă mulțumim mult de tot dacă vă place pictura, vă anunț că a avut loc noaptea galeriilor de artă iar noi, așa cum vă povesteam și la început, vrem să vă aducem în casă și lucruri frumoase despre pictură și despre artă. Așa că mergem la un vernisaj și stăm de vorbă cu doi reprezentanți importanți ai picturii contemporane românești. Suntem uh, într-o galerie de artă în această seară pentru că are loc un eveniment foarte important. Vorbim despre Noaptea Galeriilor de Artă. Și pentru că vorbim de artă, pentru că vorbim despre emisiune de cultură, ne-am gândit să venim și aici și să stăm de vorbă cu două personalități importante din lumea pictorilor. Și o să vedeți despre cine este vorba imediat. O să vedeți și Galeria. Este o galerie elegantă. Așa cum ar trebui să fie orice galerie de artă din, din București, dar, în primul rând, să spunem bună seara și să vedem cu cine stăm de vorbă în momentul acesta. Bună seara! Bună seara! Daniel Crăciun, artist vizual. Și aici reprezent, și reprezentantul tatălui meu, Eugen Crăciun, care este pentru a 10-a oară, cred, expus post moarte. Da. Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație, domnul Crăciun. O să vorbim și cu doamna Crăciun. Sărut mâna și vă mulțumim că ați acceptat, ați acceptat invitația. Spuneți-ne spuneți câte ceva despre pictura soțului dumneavoastră și despre ceea ce se întâmplă astăzi aici legat de dumneavoastră și de familia dumneavoastră. Soțul meu a început facultatea la Iași și după trei ani facultatea s-a desfințat. Și a continuat la București. La ea, și l-a avut profesor pe Baba, Corneliu Baba, la București pe Alexandru Ciucurenco. După ce a terminat, fiind șef de promoție, a fost repartizat ca asistent la Institutul din Cluj. Și a stat acolo un an și ceva, nu prea s-a acomodat cu limba așa străină și a revenit la București. Și și-a continuat uh, profesia și în grafică și în pictură uh, și către sfârși... după, înainte de Revoluție, am fost într-o excursie la Castle, am prins Bienala de la Castle, uh, care avea ah. orientări moderne de, de toate țările lumii și uh, am rămas foarte șocați. Că noi eram numai cu realismul socialist. Ajunsese să fie impresionat de toate alimentarele, făcea diapozitive de mezeluri, de pui, de exponate, așa că noi eram la, în altă fază alimentară. Și când a venit în țară, și domne, suntem înapoiați cu 100 de ani, și s-a schimbat, s-a schimbat. O critică chiar a reproșat. Ce s-a schimbat Crăciun? Ca și când n-ai dreptul la o nouă viziune, la o evoluție, trebuie să rămâi... Important este că schimbarea asta, cel puțin din ce am observat eu, și nu pot să spun că sunt un mare expert în pictură, a fost prebine. bine. Da, mulți pictori către sfârșit sau în mijlocul carierei Caută și altceva, să, de să dezvoltă în altă direcție. Până la urmă, când vorbim de artă, și vorbim, nu neapărat de pictor, vorbim în general de artă, da. de tot ce înseamnă artă. E normal ca un personaj să se reinventeze la un moment dat și să găsească alte metode de a se exprima da. artistic. Da, da, da. Nu? Da, pe zice, epoca noastră e plină de culoare, de afișe pe străzi. Uh, și noi eram obișnuiți numai pe. Armonii de griuri fine, mohorâte, Asta era realismul socialist. <laughs> și viața de atunci. Mulțumim frumos. O să ne întoarcem la domnul Daniel și o să vă întreb: apropo de contemporan, de modern, ce credeți dumneavoastră în momentul de față că se întâmplă în lumea asta, vorbind de generația tânără, da, da. un pic mai tânără? Da, da. Care credeți noastră că sunt? Să spunem, simbolurile acestei generații în momentul de față, în pictură. Simbolurile, nu știu dacă există niște nume atât de pregnante. După părerea mea, în fine, sunt mai mult niște curente postmoderne care au început ea să treneze, după părerea mea. E postconceptualismul, arta video care a deja trecut în 3 4 d Uh, hiperrealismul neo-hiperrealismul. cam asta se rezumă, dar există coexistă cu limbajele postmoderne sau moderne, ceva mai început de anii 70-80, post-expresionismul sau neoexpresionism, din care am făcut și eu și încă mai fac cumva parte. Uh, există, în fine, ce să spun, uh, la noi uh, să simte, dar mai acum, deci ce spuneam eu acum era cu tendințele astea. Au ajuns la noi acum câțiva ani. Din generația tânără, acum, să spunem, care sunt acum ieșiți da. proaspăt, ați remarcat pe cineva, credeți că există cineva care se poate ridica, de exemplu, la nivelul tatălui dumneavoastră? N-a zice, nu, nu știu ce să. Adică, nu, nu, nu că nu. N-a că e imposibil, da? dar cu condiția să se mai diversifice un pic. Pentru că tatăl meu a fost o diversitate și la nivel cromatic. El a avut perioada albastră, bine, cum a avut și Picasso, dar în alt sens, na. perioada verde, perioada contrastelor termi tonale, pe contraste cromatice, complementare. Uh, foarte pronunțate. Uh, de aici, din București, eu nu știu, nu nu văd pe nimeni, între cei tineri, da, da, da că așa mai sunt, niște uh, oameni colosali, Oravițani, uh, a fost Berna, care s-a stins de curând, ori, de curând, tot cam în aceeași perioadă cu, și cu tatăl meu. Uh, este, uh, da, uh, și mai este Câlțea, uh, a fost Teodor Moraru, care mi-a fost și mie profesor, uh, pe lângă tatăl meu, care era un permanent profesor încă din liceu și în timpul facultății, evident că m am consultat și cu dânsul, a fost doar cu Teodor Moraru, adică au fost bine că am fost cu amândoi cumva. Da, în fine este. Au mai fost Bertalan, Cotoșman, mișcarea Sigma, care, din păcate, nici, de Cotosman încă trăiește, da? S-au ridicat la nivelul tatălui meu, să spunem așa. Vreau să vă întreb, astă seară, pentru că vorbim de noaptea galerilor de artă, aș vrea să-mi povestiți un pic, deocamdată dumneavoastră, doamnă, să-mi povestiți un pic despre ceea ce veți expune dumneavoastră în această seară aici, și să ne spuneți un pic, dacă se poate așa, care este povestea acestor tablouri pe care le expuneți în această seară. Bine, eu am multe povești ce s-a selecționat pentru aici, pentru spațiul da, care mi s-a dat da, aici. Da. Da, au fost alese în, în, în nuduri și metamorfoze, adică într-un peisaj pe teren poți să găsești și forme umane. Și eu atunci m-am gândit la niște reliefuri care seamănă cu niște nuduri, metamorfoze. Am fost preocupată încă din, de la diploma, de, am stat un an de zile la operă, am avut temă balerine. Și a fost tot așa selecționată aici câteva lucrări cu balerine, mișcarea lor, frumusețea corpurilor. Cursivitatea lor. Da. Și am expus și o tapiserie. Eu la Lausanne, cam prin 70 am fost admisă acolo cu juriul internațional, dar n-a durat mult această <coughs> tehnică, adică expunerea tehnicii de tapiserie, probabil că n au fost sponsor, -au... și a cam murit treaba. <coughs> Expozanții au cam rămas cu lucrările. Din păcate. Se pot expune în edificii mari, în locuințe mari, fiindcă să cerea șapte metri pătrați. Destul de mult. Da, era și investiție și materială și profesională și în toate felurile. Și costa investiția și am rămas cu investiția. Mulțumesc frumos. Domnul Daniel, dumneavoastră, în seara asta, ce ne prezentați? Da, eu am... Am ales eu niște lucrări. Bine, au fost și acordul galeriei, Iulian și Ovidiu, care conduc bine, totuși, într-o mână, mână de fier, dar necesară, această galerie. Uh, și uh, sunt lucrări mai din ultima perioadă în care... E una singură care de fapt e cumva rezervată, a fost înainte rezervată, dar pe omul nu a mai venit, nu, nu, o să vină să o ia, dar mai întârzie. Am zis că dacă tot o ia, să o expun că n-a mai fost expusă decât într-un salon. Și în uh, onirică, în perioada mea onirică, uh, post simbolistă, să zicem așa, care are oarece, uh, să zicem, regătură cu perioadă, perioada mea perioadă, dar post-expresionistă cu, cu accent politic, social-politic. Ă, și ă, restul însă sunt lucrări mai ă, liniștite, să zicem așa, mă, Vreau în, nu există lucrări, există lucrări care pune o problemă plastică. Liniștite la nivel de... Contrastele sunt, mai, sunt mai sunt reduse cumva, mai potolite dar subiectele, sigur că au anumite anumită ating o anumită problematici, poate mai grave, mai puțin grave, sunt, să zicem așa, din perioada vegetală, câteva lucrări, cum ar fi Eden Garden, care îmi este de un de rai, un rai care n am dorit, că nu știu dacă a existat, dar pe care ne-am dorit, Uh, fiindcă e asocia cu imaginea paradiziacă a livezilor, a pădurilor, a, bun, a lacurilor care, după părerea mea, ar merita să fie încă câte mai sunt să rămână curate, pentru că planeta asta se poate duce într-o fundătură de neimaginat dacă se continuă pe drumul ăsta. Acest ciclu vegetal de care vorbeam eu este și unul, unul care face parafraze la ecologie, de fapt, trimite la... Un mesaj către ecologiști, ca să zic așa. Final, în sens bun al cuvântului, da, pentru ecologiști. Eu, de fapt, fac și parte dintr-o fundație ecologistă, care este foarte de cele mai serioase din România, care a și câștigat la nivel planet un premiu, cumva și datorită mie. Da, și mai este un, o lucrare, să zicem așa, care tinde către, între simbolic și abstract, plecând la un zid, un zid de, la, de la țară, să zicem așa, un gard și un zid, ce să mai spun, da, încă o lucrare din zona Ascendențelor, dar în care am inserat și elemente din, prinse din zona vegetalului, arborescențelor. Uh, și așa ca inedit, uh, ce să zic, o... am și un portret la Marie Tănase, fost făcut pentru o, un fel de festival comemorativ, care nu s-a ținut decât un prim opus din el, al doilea nu s-a mai ținut, Nu care mea a fost plimbată doar în fața unor persoane care o priveau la distanță, așa. Treia expusă, adică expusă efectiv, dar nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta. Și am să expunem, să expun aici. Am mai, am mai fost la un salon, pă, să i expun și aici. Chiar dacă e diferit, e o lucrare oarecum realistă, se vede că e Maria nase, bun. E un omagiu, da. Și ne întoarcem puțin acum la lucrările tatălui dumneavoastră, pe care știu sigur că și pe acestea le aveți expuse în această seară. Câte lucrări sunt expuse? 7 sau 8 lucrări. Ele sunt în perioada sa postmodernă, să spunem așa, deci în care marchează ruptura pe care a făcut-o el de în, în 87-88 încoace, după mm -hmm. ultima călătorie în Occident așa înainte, care a fost foarte benefică în creația lui și e, interesant e că după 89, deci am mai trăit 11 ani, n-am mai vrut, n-am mai mers, de fapt, nu că n-am mai vrut, n-am mai văzut o casă să meargă și datorită faptului că deja eram bombardat cu informații din lumea liberă, mă rog, mai ales și cărți, reviste care apărau tot timpul, da, a spus cu mine și cu mama mea la Paris în 2001, el n-a mai venit în 2000, de fapt, și în 2001, da, sfârșit de 2000, 2001, într-o două galerii, am spus toți trei, a fost prima dată când am spus toți trei. Da. A fost o chestie inedită, ca să da, spunem așa. Am spus toți trei, eu sunt în Franța, unde eu, pe o perioadă pe trăiam. Eu sunt membru stagiar la Maison des Artistes, o uniune ca la noi, așa, aici sunt membru definitiv, Bun. Și, dar, mă rog, merg mai rar decât înainte. și eu m-am ocupat de tot să organizez expoziții și pentru mine și pentru ai mei. Da? e astea, prima expoziție în care noi trăim în România, adică nu noi niciodată. Nu -a... în România n-ați expus niciodată până acum? De... A, câte doi, da, am spus, Deci, părinții mei au spus la ICR, la Paris, da, da. și încă într-un loc, da, așa, tot pe la sfârșitul anului 99-2000. Iar eu cu mama am spus în mama mea, Mihaela Nica, în, în sala Brâncuș, în 2009. Da. Cam asta. E. Da, deci e bine că galeria a avut acceptat ideea. Ideea a fost a mea să expune. Și la centenarul, da, centenar e. lui toți trei și... Fine, fine. În primul, da. Vreau să vă felicit pe amândoi Și pe mama dumneavoastră și pe dumneavoastră Pentru ideea asta Mai ales că vorbim de acest eveniment Noaptea Galerilor de artă. Și vreau să vă mulțumesc încă o dată Că ați acceptat interviul Și eu vă doresc și dumneavoastră, doamnă Și dumneavoastră să aveți cât mai multe expoziții Și de acum încolo Și să ne vedem și la anul viitor La aceeași noapte a Galerilor de artă. Mulțumim și noi pentru interviu. Da. Mulțumesc! Noaptea galeriilor de artă s-a desfășurat pe 5 octombrie în peste 70 de galerii, galeria Alexandra, unde am și filmat, fiind parte integrantă. Cred că a sosit momentul să mai luăm o scurtă pauză, dar revenim, pentru că mergem la film.